Vorbim, își dă seama că era prostit de așa numitul Bacchus. O scenă memorabilă, așadar, dintr-un film celebru inspirat din fapte reale. Nu știu dacă știați acest lucru. Secretul lui Bacchus. Bacchus chiar a existat. O afacere capitalistă cu vin i-a adus chiar pedeapsa cu moartea. Pe vremea aceea, în anii 70-80, infracțiunile economice și înșelăciunea erau pedepsite mai ceva ca o crimă. Gheorghe Ștefănescu fabrica vinuri, așa cum se întâmplă de altfel legal și în România anilor noștri, fabrica vinuri din pastilă. Numai că Ștefănescu făcuse bani frumoși din afacerea lui cu vinul din pastilă. Odată cu cazul Bacchus, miliția a reușit prima mare acțiune de anihilare a celor care comiteau infracțiuni economice grave. Era o adevărată afacere de tip mafiot, cu ceea ce astăzi se numește grup infracțional. Aurul i-a adus sfârșit când milițienii au aflat că urma să cumpere niște lănțișoare de la un bișnițar. Când a descins miliția la el acasă în 1978, oamenii legii au găsit însă ceva mult mai valoros. 1 milion de lei, o sumă foarte mare în valută, de asemenea o avere fabuloasă pentru acel moment. Și tovarășul aflase de Gheorghe Ștefănescu, Bacchus, a fost executat în 1980, după 2 ani de procese, și au ieșit la iveală foarte multe lucruri atunci. Și vă prezint invitații cu care comentăm pe această temă. Este alături de noi domnul Ion Sideri, fost investigator, cel care a făcut parte din echipa care l-a prins pe Gheorghe Ștefănescu, și îi mulțumesc foarte mult că a acceptat invitația noastră. Ne-a adus și o carte foarte interesantă. Și de asemenea, domnul Marius Marinescu, președinte FPAM, vă mulțumesc foarte mult. Cum a fost acest caz al lui Gheorghe Ștefănescu? A fost extrem de complex. A durat foarte mult ancheta. De unde ați aflat de el? Că sunt foarte multe legende aici. N-am aflat eu. A aflat Direcția Economică din Inspectoratul General al Miliției, cum era pe vremea aia. Mi se pare că era colonelul Baci atunci, șeful Direcției Economice. Și printr-un informator, mie mi-a venit lucrare. Și am făcut investigații și înainte de a-l prinde și după ce l-a prins. Am făcut investigații. Și pentru sora lui care stătea aici în apropiere și despre copiii lui. Adică a fost o investigație mai serioasă atunci. A durat mai mult timp. Și ce s-a aflat prima dată? Că e un domn care câștiga sume foarte mari de bani sau că e un domn care face vin contrafăcut? Vin contrafăcut, lua foarte multă lume vin și din provincie, dar trebuia să-l cumpere cu câteva zile înainte de a se desfășura evenimentul. Adică nu în botezuri, parastase, fiindcă vinul în timp de o lună se deteriora și devenea de culoare verde și nu mai era. Aha, și îți dădeai seama că nu e adevărat, ci că e făcut din pastilă. Nu era numai din pastilă, era și din alcool. Alcool și pastilă. Veneau tone de... Să căra cu o cisternă de 3 tone alcool, să căra must din Italia și din Spania, esență de must, adică mai multe combinații, nu? Dar el avea un procedeu care... Rețeta specială. Care se aplică și astăzi. Oamenii de afaceri. Rețeta lui Ștefănescu a fost preluată. Da. Averea lui era de 37 de milioane de lei pe vremea, ca să știți. Ce însemnau 37 stare? De milioane de lei era pe vremea? Era cam 661 de mașini Dacia 1300 pe vremea. Doamne, să împărțim la 10 cât era un dolar, cam 10-11 lei, asta înseamnă cam 3 milioane și ceva de dolari la era timpul respectiv. Era milionar în dolari? Da. Da, dar nu erau în dolari. Erau în lei. Adică ar fi putut să fie milionar. Lei, da. Și de unde a reușit să strângă bani? Vă spun, doamnă, că eu am o relație extraordinară cu domnul colonel, am vorbit foarte mult, am vorbit și cu domnul Ion Baciu, cel care a fost șeful Direcției Economice, trăiește și astăzi locuiește în Dorobanți, m-am mai întâlnesc cu domnia sa, ne mai vedem. Am vorbit și cu socrul meu, care era șeful miliției județene la Tulcea, la Constanța, și cunoaște cazul, fiindcă Ștefănescu lua vin și de la Niculițel, atenție, și de la Odobe și de la Panciu. Dumneavoastră ați întrebat cum a fost prins. Păi a fost prins din cauza faptului că el cumpăra foarte mult aur, foarte multe bijuterii, de la tot felul de bișnițari, de multe ori bijuteriile respective erau și furate, și s-a sesizat miliția la timpul respectiv, fiindcă cumpărase într-un timp foarte scurt în jur de 20 de kilograme de aur și de bijuterii. Și a vrut să vadă unde se ajunge. Și au găsit imediat, vorbind de cel mai mare
caz de corupție. De ce vă spun? Fiindcă în spatele lui, atenție, erau oameni politici, cum se întâmplă și astăzi. Oamenii politici bagă la înaintare un individ, acel individ devine pușculiță, avem nenumărate cazuri și le putem da exemplu, iar ei beneficiază de aceste lucruri. Cine era în spatele lui la timpul respectiv? Primul secretar Băletică de la sectorul 1, care era și primar, și nu numai el, era și Cornel Butică. El a fost condamnat? Și 8 ani a fost de zile. Și condamnat? 8 ani de zile de pușcărie, da, a primit Băletică. Era și ministrul comerțului interior la timpul respectiv, exterior, pardon, Cornel Burtică, era și Silviu Burcan, erau foarte mulți oameni politici. Silviu de ce Burcan? Ce legătură avea Silviu Burcan cu asta? La Burcanul și el a fost anchetat. Și el a fost anchetat. De Tudor Sănică, șeful anchetelor. Primise și el la timpul respectiv cadouri diverse și, în sfârșit, avea o influență foarte mare în presă, doamne, la timpul respectiv. Deci, oameni din presă, așa s-a și inspirat filmul când a spus secretul lui Bacchus, de-l vedem pe, și pe Emil Hosu, Dumnezeu să-l odihnească, ca jurnalist, ca investigă. Și, da, Ștefan Mihăilescu Brăila este în rolul lui Bacchus. Ce vreau să vă spun eu la timpul respectiv. Deci, atenție, Ștefănescu a fost condamnat pentru corupție, în primul rând, 7 capete de acuzare a avut. Corupție, falsificare sau atentat la sănătatea publică, abuz fals, sus de fals, foarte multe. Și am adus aici, în premieră, că n-am văzut niciodată la televizor, să arăt cum arăta, cum, ce spunea codul penal din 1968. Arăt telespectatorilor, vedeți? Codul penal de... Codul penal 21 iunie 1968. Da, codul Ceaușescu, să zicem așa. Uh-huh. Și la articolul 165 se spune foarte clar cine, subminarea economiei naționale, atunci când este vorba de o pagubă mare, se sancționează cu pedeapsa capitală. Ce înseamnă pagubă mare? Peste 100.000 de lei. De lapidare, peste 100.000 de lei. Ce înseamnă 100.000 de lei la timpul respectiv? 10.000 de dolari. Uh-huh. 10.000 deci de dolari. Deci cine... Dar codul penal era făcut pe timpul lui Gheorghiu Deși. Și atunci era 100.000 de lei. Dar și a rămas, s-a păstrat. Deci, vedeți dumneavoastră, nu întâmplător au turnat imediat un film după acest mare caz de corupție. Și oamenii politici spuneau că au intrat în pușcărie la timpul respectiv. De ce? A fost, cred că e singurul film anticorupție. Este un film educativ care îi speria pe români. Spunea, domnule, cel care încalcă legea va plăti. Haideți să vedem, avem un alt fragment din acest film pe care, dacă nu l-ați văzut, noi chiar vi-l recomandăm, este foarte bine făcut. Un film din 85, Secretul lui Bacchus, despre el vorbim. Vedem un alt fragment, cel în care apar aceleași personaje, jurnalistul și versatul Bacchus. Ce se întâmplă la un moment dat? Pe vremea aceea, de unde a pornit totul? Ne spuneați că a fost un informator. Corect. Totul s-a aflat pe bază de informatori. Uh-huh. Lumea denigrează. Acum am văzut că l-a băgat și pe Țiriac ca informator al securității, ceea ce nu e în regulă. Și a dat și angajamentul scris de mânuța lui cea dreaptă și chestii. Nu e în regulă chestia asta. Am avut și noi o serie de bogătași în România care au făcut avere după lovitura de stat din 89 și pe aia i-am distrus pe toți. Ca să vină străini să ia în primire afacerile rentabile. Să revenim totuși la... E într-adevăr un subiect într-o revistă cel legat de Ion Țiriac, dar revenind la cazul Ștefănescu. La cazul el Ștefănescu, a fost unul dintre mari capitaliști, nu? Da, pe vremea lui. Avea o garsonieră pe unde să intra înainte de... Când pleci la gara de nord, de exemplu, pe Grivița, spre Piața Chibrit, pe partea stângă era depozitul de vinuri, în dreptul podului Grant, unde e și acum. Și cu 200 de metri înainte era o șosea îngustă de macadam care intrai pe stânga, mergeai înainte și te dai de niște porți după ce mergeai paralel cu linia ferată. Și acolo băgai mașina înăuntru, deschidea porțile alea, și acolo avea o garsonieră aranjată la ultimul regnet cu magnetofon, cu televizor, cu un bar numai cu băuturi străine care se găseau numai în șopă pe vremea aia. Și el a avut un caiet.
Caietul ăla l-a pierdut pe el până la urmă. A fost folosit de miliție, acum îi zice poliție, împotriva pentru că el nota toți care apelau la el și luau în mod gratuit. Aha. Și pe deasupra vroiau unii să aibă relații intime cu diferite actrițe sau cântărețe. Deci el avea și o afacere de prostituție. Da. Prostituție? Da. Pentru a-i șantaja, da. Avea material compromitător pentru toată lumea. Găsindu-se caietul ăla la închetă, a găsit și pe șeful de circă de la circa 5-a după București Noi, Bulevardul București Noi, din Frățirea Între Popoare, așa, și luase o navetă de sticle de apă minerală. Și astea sticle. Era un leu 25 de bani o sticlă. O nimica toată, dar l-a notat acolo. Ăla și-a pierdut serviciul și gradul și a devenit un bun penalist. A făcut avocat, un bun penalist pe timpul lui Ceaușescu, șeful ăla de circă. Mai era, avea două cârciumi. Avea Minerva, vis-a-vis de Ștefănescu. Frățirea de Popoare, Ștefănescu, da. Și Gogoșaru. Dacă știți unde Gogoșaru. E și acum. Nu, nu știu, dar erau probabil vestite. Unde este Grivița 206, Caraiman începe, colț cu Grivița. Lângături, da, mai bine. În dreapta este cimitirul Sfânta Bine, acolo. O masă cu trei picioare, care au scos-o în stradă și au aruncat-o, fiindcă avea numai trei picioare. Și după câteva zile, el a spus, domnule, în masa aia, el aștepta să fie scosă, nu facă pușcărie. Sigur că da, fiindcă avea oameni foarte mari. La nivelul, se pregătise pentru orice situație? La nivelul șefului de stat și a fraților. Mai e ceva, domnule. Cât și unile astea două, deci v-am spus de masa asta, după vreo săptămână au venit cu o dărtiță, o șurupeniță și au scos placajul din formulețul cu masa în sus, așa. Și acolo aveam eu o persoană de legătură, un fost ceferist și zice, domnule, zice, a găsit și 250.000 de lei în capacul mesii, pusese un placaj, bătut în ținte așa frumos și avea și acolo răzina. Ascundea bani peste tot. Peste, dar mai... Și la băi, copilul lui și... și la... Mai e ceva, domnule, el era recidivist, atenție. Da. În anii 1960 a fost condamnat pentru același lucru. Aha. Dar nu a, a fost condamnat cu închisoare, s-a eliberat și el în mod normal nu mai avea voie să primească viză de la miliție, să mai deține gestiune. La intervențiile lui Bălătică, că vă spun, primului secretar, a fost... a primit viză de la miliție și a putut să, să fie încadrat la întreprinderea alimentară pe funcție de gestionar. Deci ICL, toată activitatea ICL alimentară. ICL alimentară. Sectorul 1. Sectorul 1. La timpul respectiv, activitatea lui infracțională a fost în perioada anilor 1971-78. În 78 l-a devoalat, ați văzut, un informator. Ancheta a durat cam un an și ceva, mai puțin de 2 ani de zile, atenție, în momentul în care Nicolae Ceaușescu a aflat că a început ancheta și împotriva lui Bălătică, că nu a început-o imediat, atunci l-a chemat pe Gheorghe Pan, în povestea domnul Ștefan Andrei, fost ministru de externe, la, care se întâlnea în fiecare zi cu el la Clubul Bazin din cartierul Primăverii, clubul acela unde era și piscină și restaurant cu Ceaușescu, și Ceaușescu a dat dispoziție să-l cheme și pe Gheorghe Pană, primarul general al Capitalei, și l-a certat și el și Elena Ceaușescu. Rău. Cum, rău, de ce a dat aviz pentru cercetarea lui Bălătică și arestarea lui Bălătică, fără să-l informeze pe el. Știți? Dar pe urmă, după ce a spus Pană despre primarul general, despre ce e vorba, că cum se, toate dovezile duc către el și el era creierul, să zic, cu aceste afaceri, Ceaușescu a zis foarte bine și Elena Ceaușescu, bine ați făcut, dar el își implicase și copiii, cum se întâmplă și astăzi. Domnule Sideri, revenind la cazul acesta, un om foarte interesant, cum de-a reușit să răzbească, iată, un om care avusese probleme penale. Da. Prin ce mijloace? Prin mijloace, prin șpagă, cum se zice. De exemplu, domnul Bălătică i-a făcut, avea o fică. Și stătea pe domnul Bălătică, primul secretar la sectorul 1, era și primar și prim secretar pe vremea aia, la sectorul 1, și stătea vecin, dar avea pe Ogășeanu.
Actor. Virgil Ogășean, da. Actor. Și i-a cumpărat un pian alb, i-a dat soția lui Bălătic o haină de blană, dar tot a fost înregistrat. Aici e toată șmecheria lui. Uh-huh. Și când a fost anchetat de Tudor Stănică, șeful anchetelor, el n-a recunoscut. Ștefănescu. Căutați în haina de blană și aduceți aici. Și a scos de acolo un bilețel, cadou de la Ștefănescu pentru doamna Bălătică. Și atunci a trebuit să recunoască. A fost multe. I-a făcut un cadou în loc de 1000 de metri la Breaza. Și domnul Ciobanu, care era notat la sectorul 7, că erau 8 sectoare atunci, și stătea în strada Prepeliței, numărul 1, aproape de Calea Moșilor, pe Eminescu, așa, numărul 1, într-o vilă foarte frumoasă, ăla i-a făcut frate. Și a mers și ăla la pușcărie, notarul, și a stat un an și 8 luni închis. Pentru că au... Dar spuneți că notarul avea sediu pe Mihai, pe Știrbei Vodă, unde tribunalul sectorului 6 și unde a fost judecat și condamnat la moarte și Antonescu. Antonescu. Da. Bun, și... revenind la povestea lui Ștefănescu, un om care, iată, prin șpagă, prin șantaj, deci, își făcuse un grup foarte mare de susținători la un nivel foarte Doamne înalt. Doamne, le oferea la cerere actrițe și cântărețe de muzică ușoară, foarte renumită, pe bani mulți, între 2000 și 10.000 de lei. Era pentru una care 10.000 pe noapte. Erau niște domni cu dare de mână. Domnii politicieni și polițiști. Atenție, și polițiști. Polițiști? Și mai e ceva, domne. Fiii lui, din păcate, au fost implicați tot în afacerea asta oneroasă. Cum se întâmplă și astăzi. Mm-hmm. Vedem, Crebenciu și atâta. Bun. Da, nu e condamnat. Două secunde. Băiatul cel mai mare al lui era gestionar în sectorul 5, unde este piața Arahova. Era un depozit, și acum poate filmați o dată, e foarte interesant, eu l-am văzut. Un depozit foarte mare de vinuri la subsol cu butoaie și acolo vindea și el. Și a fost, normal, prinsă toată, a căzut toată rețeaua. Băiatul lui a intrat 15 ani în pușcărie, fiul cel mare, cel mic care avea aceeași activitate, dar mai puțină, 3 ani de zile, și Ștefănescu a fost condamnat la moarte pe 4 decembrie 1981. Deci atunci a fost condamnat la moarte. A recunoscut? Da, mă rog. A trebuit să recunoască până la urmă. N-a fost inițial n-a ascultat. Da. El a crezut că tot o să îl scoată de acolo la pușcărie, fiindcă cunoștea persoane care erau rude cu tovarășul Ceaușescu și care veneau și el acolo la garsonierea renumită și aveau relații cu... Aha, deci garsoniera respectivă era folosită, pentru prostituție. Casă de toleranță. Exact. Da. Erau trecute în caietul lui toate persoanele care au trecut și câți bani le-a dat la fiecare. A fost un scandal imens atunci. Bă. Foarte mare. Cu nume foarte mari. Da. Presa a relatat ceva? Da. Da. Găsim în Scânteia, serial în Scânteia, în Flacăra și la Televiziunea Națională au fost acest caz. Și nu, deci Ceaușescu a vrut să-l dea ca exemplu negativ. Da. Și nu întâmplător, ați văzut imediat, cred că în 84 s-a turnat acest film Secretul lui Bacchus, ca să transmită un mesaj către cei care încearcă să încalce legea, că vor fi pedepsiți zdrazi. Și arăta acel huzur, cum foarte bine arătați dumneavoastră în film, acel huzur prin care în care trăia acest Ștefănescu, cum îi mituia. Vedeți că în film apare și Dinică, Gheorghe Dinică, marele actor, și apar mai mulți actori, Jean Constantin și așa mai departe. Deci s-au folosit de cei mai iubiți actori la timpul respectiv pentru a transmite acest mesaj. Cine încalcă legea plătește scump, plătește cu moartea. Și mai ceva, în 1981 România a intrat în incapacitate de plată, să nu uităm. Avea o datorie externă de peste 11 miliarde de dolari și a vrut să transmită 13 miliarde de dolari, cum spuneți dumneavoastră, și a vrut să dea și un mesaj. Uite, domn, din ce cauză suntem noi într-o situație delicată. Din cauza să dea vină, din cauza indivizilor care încalcă legea. Să nu uităm că atunci, în anii 70, au dat drumul la mandatari. Și au arătat, zice, uite capitalismul mandatarii, în ce direcție ne duc.
Ne fură, ne jefuiesc, ne otrăvesc viața, că s-a bătut moneda și pe chestia asta, că falsifica vinurile și chiar erau niște povești la timpul respectiv că ar fi murit niște oameni. E astăzi confirmat ceva? Nu, nu sunt. Au fost niște speculații, dar vedeți dumneavoastră, astăzi, dacă vedem, ne hrănim cu produse care au semne de întrebare, care au la bază tot felul de producție chimice, euri, produse alimentare, contrafăcute. Știți ce dau, doamne? Protecția consumatorului îi dă o amendă. Păi pe timpul lui Ceaușescu intră în pușcărie angrei. Să găseau în diferit cadouri depozite de alimente, de băuturi, de zahăr, de ulei. Și au dat vina pe acești oameni care făceau. Aveam lângă locuința mea, am locuit pe Antim, 72, colț cu meteor 67. Și aveam o cărciumă extraordinar de bună, la Bumbești, spunea. Acolo a venit și Jean Mare, s-a urcat și pe masă, și Morbunio și-a cântat cu baston, adică niște chestii deosebite. Și n-avea fețe de mese acolo. Era unul neagou care era șeful, dar mergea pe roate. Și a fost și el în perioada aia mandatar. Și vreau să vă spun, nu era lacom, Doamne ferește, ca să strângă averi, să facă ca alții, ca Ștefănescu, de exemplu. Era un foarte cu săcade și la locul lui. Era corect. Știți, îmi spunea mie, zice, Neluțule, eu bag mâna în buzunar și zice, unde se oprește degetul, mă opresc. Degetul mare, zice, mă opresc. Zice, domnule, mai să-mi îmbunătățesc viața. Nu vreau să fac avere, nu vreau să... Unii erau de bună credință și totuși a desființat această formă de restaurante a mandatarilor. Fiindcă deja începuseră să producă, luau din piețe. Câștigau prea bine. Câștigau prea bine. Aduceau și vin, dar n-au luat vin de la și ceva. Atenție, la timpul respectiv a mai fost un caz mare de corupție. Dar nu de amploarea asta. Triță Făniță, tot în 81, domnul colonel știe. Domnul, el a fost prins că el fiind director general la Agroexport, s-a ocupat de exportul produselor agricole, cereale și așa mai departe. Și a tras și a pus deoparte 40.000 de dolari din comisioanele pe care le primea statul român, le primea Agroexport. Și la timpul respectiv, cel care care era în siajul lui sau care era în spatele lui, era Cornel Burtică, știți, ministrul comerțului exterior. Exact, l-a condamnat la moarte și pe Triță Făniță, stați puțin. Și la intervențiile politice, că erau și atunci așa, i-a comutat pedeapsa din condamnarea la moarte în 20 de ani de pușcărie. Și 90, cine era mare senator și mare dizident? Bine, până la urmă, și, senator, era Triță Făniță. Și a fost reabilitat. Da. Și i-au dat și insula Marea Brăila. Ca o concluzie la cazul Ștefănescu, pentru că aș vrea să trecem la un următor caz pe care dumneavoastră l-ați investigat. Este vorba despre celebrul caz Râmaru, despre care ați și scris în această carte Poliții sub acoperire. Da. Ce fel de... O echipă întreagă. Ce fel de personaj era Gheorghe Ștefănescu? Era un om lacom, cum l-ați caracterizat? Da, lacom? Da, cum l-am putea numi? Avar. De fapt, au fost mulți pe vremea aia care au făcut avere. Și Adrian Păunescu a făcut avere. Și când a deranjat pe tovarășul, fiindcă era așteptat de șef de județe dintr-un județ în altul și dădea spectacole, și avea prea mulți tineri care veneau la spectacole și să recita multe poezii. Credeți că și Ștefănescu a fost până la urmă turnat la poliție? Nu? Că până la urmă asta s-a întâmplat. Întâmplător. Pentru că deranjase pe cineva? Pentru că se întinsese prea mult? Nu. Prima dată vine o sesizare mică de la un informator. Și de acolo merg care vindea bijuterii. Așa, Ștefănescu. Care, mergând pe fir, s-a dat doamna, de persoana care acum... Domnul colonel, spuneți altceva, că vorbeam și cu socrul meu, zice. Da. Domnule, anchetele pe timpul lui Ceaușescu durau maxim 6 luni, anchetele penale. Da, socrul meu e doctor în domeniu. 6 luni. Deci aici s-a zădărnicit ancheta din cauza intervenției
Tensiilor politice foarte mari. A durat un an și ceva. Deci în cazul Ștefănescu, da. Din cauza intervențiilor politice, fiindcă el, cum v-am spus, a fost băgat în față de politic, era un tip viclean, era un tip cu experiență mare infracțională în domeniu și avea lipici la oamenii politici pe care îi mituise la un moment dat. Și șantajase și se folosea de acea afacere cu prostituție pentru a-i putea folosi. I-a venit de hac, că a trebuit să recunoască. Și mai este ceva. Doamne, aș aminti un lucru pe care domnul colonel știe și cei mai în vârstă. Să nu uităm că au mai fost niște oameni condamnați la moarte și a fost un jaf, marele jaf comunist în 1959, despre care poate vorbim și au fost condamnați la moarte 5 oameni la timpul respectiv și s-a realizat și un film după acela. Și chiar deci aș vrea să discutăm separat. Făceau filme ca să-i sperie. Mergem mai departe la unul dintre cele mai înspăimântătoare cazuri cu care s-au confruntat polițiștii români. Da. A fost cel al lui Ion Râmaru, supranumit Vampirul din București. Râmaru a fost cel mai odios asasin în serie din România. Da. El a terorizat toată țara la începutul anilor 70. Presa relatează că miliția a făcut peste 2000 de arestări până să-l prindă. Ion Râmaru a omorât 4 femei și a atacat alte 10. Prima faptă a studentului la medicină veterinară a fost descoperită în 1970. Teroarea a crescut pe măsură ce apăreau victimele. Criminalul avea un tipar, ataca doar femei singure, frumoase, și acționa doar după miezul nopții, pe vreme rea. O greșeală la dată de gol, o adeverință medicală. Și de aici vă las pe dumneavoastră să ne povestiți. În strada Vulturi, numărul 25, s-a găsit el, după ce poseda femeia, după ce îi dădea cu o toporișcă în cap, o toporișcă mică de pompieri. Dar n-aș vrea să dăm detalii, sunt foarte dure aceste detalii și din păcate nu avem. Problema este că mușca victimele de spate. Da. Așa. Și de aici și-a primit și această poreclă. Ele se zbăteau ca să moare, el întreținea raporturi sexuale. I-a căzut o adeverință din buzunar care, fiind ploată, nu se distingea ce cu numele, decât arul de la sfârșit. S-a mers la policlinica pentru studenți și toți care se termina cu arul și l-au găsit pe Râmaru. Așa s-a descoperit, dar a lucrat foarte multă echipă și mulți de la judiciar și Angel Florian și mulți. Au fost într-adevăr făcute 2000 de arestări până să se ajungă la Râmaru? Nu. S-au făcut gărzi patriotice de 50.000 de oameni care nopțile întregi cutreiera tot Bucureștiul ca să nu se facă alte victime. Uh-huh. Și cu toate astea s-a întâmplat din nou. Da. Dar ultima victimă era numită Pusi Georgescu, care a fost îmbrăcată, care era la Institutul de... stați un pic să-mi aduc aminte bine. Fusese asistenta la facultatea lui Zoe Ceaușescu. Uh-huh. Și ea a fost omorâtă din greșeală, Pusi Georgescu. Din ce cauză? El urmărea o spătăriță care a fost îmbrăcată în noaptea aia și a avut umbrelă de aceeași culoare, a avut hanguracul de aceeași culoare și a confundat-o și a omorât-o pe aceasta, care era prietenă bună cu Zoe Ceaușescu. Adică, da. Și deci 4 ani de zile l-au tot căutat, nu? Da. 4 ani a durat? Nu. Nu? N-a durat 4 ani. A durat mai puțin. Cât a durat, de exemplu, și cei care au importat în țară la Sulina niște butoaie cu substanțe toxice. Auziți, când l-a prins, au luat oamenii vopsea și au vopsit garduri și acoperișuri de tablă și s-au intoxicat și au murit. Uh-huh. Și atunci s-a declanșat anchetă
I-a găsit și în două săptămâni a fost condamnat la 15 ani. Și mai ceva foarte important, și tatălui avea probleme psihice, era obsedat sexual. Despre asta vom vorbi după publicitate, pentru că e mai mult decât cazul lui Ion Râmaru. Tatăl său a fost găsit după moarte, culmea, după ce a murit, s-a descoperit că el fusese autorul unor fapte foarte grave în anii 40. Vedem despre ce este vorba, însă după publicitate. Da. La Indigo. Ulterior, după ce a fost executat, pentru că a fost executat la scurt timp după ce a fost prins, s-a descoperit, a fost executat Râmaru, tatăl său a murit la un an după execuție. Da. Și ce s-a descoperit atunci? El a pomenit despre tata lui în anchete. Da. Acum să vă spun. Eu, ca sportiv de performanță, am fost repartizat la judiciar. Trebuia să plecăm la Jocul Olimpice la Roma, am practicat caiacul de performanță. Și m-am cărat, mi-a plăcut foarte mult, am citit multe cărți politice. Și acolo m-am dus cu un pretins tâlhar, că nu-l așa, l-am luat de la servici, de la fabrica de încălțăminte Dâmbovița, l-am dus, așa, la anchetă. Și acolo l-am cunoscut pe profesorul Țurai, întemeietorul dactiloscopiei din România. Profesorul Țurai a luat amprentele în, aproape de Ministerul Apărării Naționale, așa, de unde a intrat la un subsol și a sugrumat o victimă și a tenut cu ea rapoarte sexuale. Despre Râmaru vorbim. Nu, despre tatălui. Despre tatălui Râmaru, așa. Și pe urmă, după ce Râmaru a fost anchetat și condamnat la moarte, după asta s-a descoperit, a murit și taică-su. Și de a luat amprentele, a comparat cazurile nedescoperite din anii 40, același mod de operare. Același mod de operare și amprentele lui tatălui l-au găsit la locul faptei de incredibil. Profesorul Țurai. Dar este posibil ca tatăl să fi fost să fi colaborat cu fiul? Nu. Singur acțiune. Dar mai e un lucru foarte genă de criminal. Exact, genă de criminal. Era un tip foarte inteligent, era student la medicină veterinară și chiar la căminele de la agronomie de lângă Casa Scânteii s-au întâmplat toate incidentele astea, sau în sfârșit, acolo era cuibul lui, să spun, dar având probleme psihice mari, obsedat sexual, intra în criză la un moment dat și când intra în criză comitea aceste crime și aceste violuri. El a cerut îndurarea instanței când a auzit că este condamnat la moarte. Și instanța, sigur, a apreciat că a avut discernământ și anchetatorii la timpul respectiv și că este un pericol social, au vrut să dea un exemplu. Deci, atenție, pe timpul lui Ceaușescu, vorbeam și cu socrul meu, nu existau crime cu autori necunoscuți, foarte rar. Acum sunt peste 5.000. Două erau foarte de homosexuali. Exact, dar nu existau. Imediat îi depistau, deci erau sistemul ăsta de informatori. Doamne, miliția în jur de 1.000.000 de informatori. Foarte bine și colaboratori, foarte bine. Că ei apărau până la urmă securitatea statului, securitatea persoanei, la fel și securitatea, nu mai zic, și cei de la Direcția de Informații Armate. Dar când a fost înmormântat și Brămaru, și Ștefănescu, și Ioanid, și imediat spun cine e Ioanid, deci au fost înmormântați, când au fost executați la Jilava, la penitenciarul Jilava, au fost executați și nu s-au spovedit. Nu cu preot, cum ar fi fost normal. În perioada interbelică, cei care erau condamnați la moarte aveau dreptul să apeleze la preot să-i spovedească. De ce? Fiindcă comuniștii erau atei. Da. Dar, mutandis, pot să spun lucrul ăsta, în momentul în care Gheorghiu Dej a decedat, l-a chemat pe patriarhul Marina ca să-l împărtășească. Chiar astăzi se împlinesc 53 de ani de momentul în care a fost înmormântat, hai să zic, îmbălsămat și dus la mausoleu Gheorghe Gheorghiu Dej, primul dictator comunist al României. Și el a murit pe 19 martie 1965 și au fost funeralii naționale timp de 6 zile.
Și pe data de 26 martie a fost dus la mausoleu din Parcul Carol și, atenție, peste 1 milion de oameni au participat. Domnul colonel a participat la timpul respectiv. A fost scos la urmă din mausoleu și îngropat. Da, e adevărat. Dacă ar fi să tragem o concluzie legată de cazul Râmaru. Am fost acolo când l-a prins. L-a prins. L-a prins Toni Olteanu, un fost iubit de performanță care a lucrat cu mine la judiciar. Eu trecusem în serviciu secret. Înțeleg că inclusiv momentul în care a fost prins a fost cu foarte multe probleme. Da, în camera lui a stat și l-a așteptat, au deschis cu chei potrivite și l-au așteptat să vină. I-a dat salteaua la o parte și cearșaful și abia în punsături de cuțit își făcea antrenament în salteaua lui. Mult împusături de cuțit, dar el victimele le-a murat. Sunt detalii care pot doamnă. Să avea deranjeze psihice mari. Bine, Toni Olteanu a plunjat peste el, cum e la Ruibii, așa, și n-am mai văzut. Am intrat și ailalți imediat după el. Și i-au pus cătușe. Da, un caz similar, cum să judecă asta și să anchetează? Vedeți, dumneavoastră, pe toate posturile de televiziune se vorbește despre un fost pompier care are probleme psihice, care și-a omorât mama, tatăl, bunica și așa mai departe, să le fure averea. Domnule, și acum am auzit avocatul lui că cere îndurare, cere să fie anchetat în libertate. Nu se poate așa asta? Ceva. Se putea întâmpla asta? Este strigător la cer. Erau ținuți în detenție din momentul în care erau prinși? Sigur că da. Dar nu executau, să vă spun de ce, fiindcă avocații vin cu diferite tertipuri și pe unii scapă. Ăsta acum invocă, care a murit pe mama, pe tata, exact. Invocă alte chestiuni. Avea foarte mulți dușmani și a avut foarte multe amenințări cu moartea și s-ar putea să fie altcineva. Cum a fost și Tundrea, a făcut 10 ani de pușcărie de pomană. Mai sunt și cazuri de genul. Dar anchetele astăzi durează în toate cazurile și de crimă și de corupție, ani de zile, să pierd probe, să pierd martori, să pierd în prescripție. Și atunci caracterul ăsta de prevenție a dispărut, fiindcă înainte, pe timpul lui Ceaușescu, vedeți dumneavoastră, erau sancțiuni drastice până la condamnare la moarte. Condamnarea la moarte pentru corupție. 10 secunde. Vedeți dumneavoastră, dacă astăzi s-ar fi aplicat codul ăsta din 1968, articolul 165, toți corupții ajungeau la Jilava în fața plutonului de execuție. Avem foarte multe lucruri de vorbit. Vă mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc foarte mult, domnilor. Punem punct aici discuției noastre. Știri de la Fix cu Georgia Siminovici.